Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Suceava, care va avea loc marți 25 septembrie, se află un proiect de hotărâre pentru premierea a 5 sportivi din județul Suceava, care au obținut performanțe remarcabile la concursurile internaționale. Sportivii vor primi sume cuprinse între 500 și 2500 de lei. O să acordăm niște premii unor sportivi suceveni care sunt legitimați la cluburi din județul Suceava, 5 sportivi, care au luat medalii la campionate mondiale, europene și balcanice în acest an. Cei 5 sportivi sunt Cosmin Pascari, care a câștigat locul 1 la campionatul mondial de canotaj pentru tineret 2018, Florin Artenie, care a obținut locul 1 la campionatul mondial de canotaj pentru juniori, Dumitru Alexandru Ciobâcă, locul 1 la campionatul european de canotaj Belarus, Georgiana Moroșanu, care a reușit să ocupe locul 2 pe podiumul de la campionatul european de canotaj pentru tineret din Franța, și George Viorel Iacob, care a obținut locul 3 la campionatul balcanic de canotaj pentru juniori din Bulgaria. Consiliul Județean Suceava nu le-a trecut pe lista premianților și pe fetele de aur ale Sucevei, Gianina Beleagă și Ionela Lehaci, care au reușit să obțină aurul la campionatul mondial de canotaj pentru seniori, și nici pe canotorii Marius Cosmiuc și Ciprian Tudosă, care au obținut argintul la aceeași competiție.